Cine este Vlada, noua concurentă din Casa iubirii? Emisiunea matrimonială Casa iubirii, a cărei prezentatoare este Andreea Mantea, aduce în fața telespectatorilor un nou episod plin de picanterii. Vlada, noua concurentă care face parte din emisiune, va face ravagii atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Vlada, cea mai nouă și mai controversată concurentă din Casa Iubirii, a pus ochii pe Laurențiu și Antoni, pe care îi va aduce în camera roșie, legați la ochi. Tânăra are 20 de ani, s-a născut în Republica Moldova și locuiește de 5 ani în România, la Focșani. Locuiește împreună cu părinții și lucrează la un coafor. Are 1,75 de metri înălțime. Poartă extensii și are tatuaje. Vlada este noua concurentă care a intrat astăzi în Casa Iubirii. Tânăra are 20 de ani, s-a născut în Republica Moldova și locuiește de 5 ani în România, la Focșani. Vlada are două preferințe, respectiv Laurențiu și Antoni. Pentru ca intrarea ei în emisiune să fie mai interesantă, cei doi băieți au fost legați la ochi de când a venit la ei în casă. Știu că mă auziți, o să intru în casa băieților și îi rog pe Laurențiu și pe Anton să-și pună ochelarii, a spus Vlada, pe conexiune, în timp ce se afla în casa roșie, surprinzând fetele care o urmăreau. Ajunsă în casa băieților, Vlada a făcut cunoștință cu toți concurenții. Aceștia fiind foarte curioși să afle cine este și dacă are emoții. Tânăra în vârstă de 20 de ani, locuiește cu părinții și lucrează la un coafor. Curios din fire și legat la ochi, Laurențiu a rugat-o pe Vlada să-și descrie aspectul fizic. Cea mai nouă concurentă are ochi căprui, 1,75 metri înălțime, păr lung cu extensii și tatuaje. Antoni, aflat în situația lui Laurențiu, a întrebat-o pe Vlada ce apreciază cel mai mult la un băiat. Cum se comportă, cum gândește, cum vorbește, a spus Vlada. Vlada recunoaște că nu mai atrage nimeni în afară de Laurențiu și Antoni.